Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iarăși o zi toridă și în așa o zi toridă avem doi invitați. Înainte de a vă prezenta invitații, pe care mare parte dintre voi cunoașteți și știți despre cine e vorba, pentru că am făcut anunțul încă de dimineață, să vă spun că sponsorul emisiunii este firma Morello, fabrica din Napolitani din Giurgiu, o investiție de peste 2 milioane de euro. Așadar, invitații de astăzi, doamna profesor Veronica Fișcu, directorul Paratului Copiilor din Giurgiu, bine ați venit, doamnă! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Și profesor Florin Antoniu, de la aceeași instituție. Bună ziua, bine că bine că ați găsit studioul. Da. Discuția se va învârti, ca să spun așa, în jurul subiectului care arde pentru Paratele Copiilor din toată țara. E vorba de un proiect de lege. Despre ce e vorba, domnul Florin, că am înțeles că sunteți și lider de sindicat. Da. Sigur, pentru Parate este puțin mai grav, credem noi, dar tot învățământul este afectat de acest proiect de lege. În ceea ce ne privește, cine s-a gândit, pentru că am înțeles că domnul ministru a lucrat cu foarte mulți specialiști, dar... Adică vreau să insinuați că domnul ministru n-a gândit? Sau cum? Nu știu. Nu știu. Poți să suspectești de așa ceva, dar nu e momentul. Acești specialiști erau un special general aduși din ONG-uri, ceea ce mi se pare puțin cam deplasat. Putea să cheme oameni din sistem ca să-l ajute să redacteze acest proiect. Practic, vă pierdeți obiectul muncii dacă acest proiect va fi pus în aplicare, va deveni lege. Nu? În ce sens vă pierdeți obiectul muncii? În sensul în care Paratele Copiilor vor trece din subordinea Ministerului Învățământului, Ministerului Educației, vor trece în subordinea Consiliilor Locale. Da, așa se intenționează. Da. Așa. Și profesorii dumneavoastră, profesorii de acolo și instructorii, La noi sunt doar profesori. Doar profesori, nu? Da. Va trebui să vă recalificați sau cum? Da. Veți mai avea statut de profesori? Așa cum apare în proiectul actual, la articolul 215 care emise, profesorii vor pierde calitatea de cadre didactici. Adică asta înseamnă că toată munca de viață, că putem să vorbim de muncă de viață, suntem profesori peste 20 de ani vechime, majoritatea, profesori care și-au câștigat drepturile exact ca și colegii noștri din învățământul formal, prin susținând aceleași examene, aceleași concursuri, aceleași cursuri de formare, calificare și așa mai departe. Deci toată munca noastră de viață practic este ștersă cu buretele, ca să spun așa. Cam așa este. Da. Recent. Până să disecăm în amănunt acest proiect de lege, haideți să stabilim mai întâi care sunt activitățile care le desfășurați la Paratul Copiilor, ce cercuri, ce cluburi, ce ore aveți acolo, câți profesori sunt, câți elevi frecventează Paratul Copiilor. Ai vrea să răspund o doamnă director, pentru că e mai în temă cu datele statistice. Palatul Copiilor din Giurgiu, ca toate palatele și cluburile copiilor existente în țară, sunt unități de învățământ pentru activități extrașcolare. Noi furnizăm educație non-formală. Este o diferență între educația non-formală și educația formală. Practic, noi venim în completarea educației. Și acum că tot mi-a venit ideea, o să... Mă gândesc că prin acest proiect de lege, cred că domnul ministru cumva își amputează o parte a educației. Educația nu e completă fără educație non-formală. Amputează o parte a României educate. Da, din păcate. Da. Avem în oferta noastră educațională cercuri diverse, cercuri care nu se regăsesc în ofertele, în curicula școlară. Avem teatru de păpuși, o să le precizez în special pe cele care nu se găsesc în oferta școlilor, în curicula școlilor. Deci am spus teatru de păpuși, studii europene în limba engleză, avem chimie experimentală, aici vorbesc în cunoștință de cauză, am fost profesor în învățământul formal. Lipsa dotării.
lipsa laboratoarelor. După cum probabil știți, toate laboratoarele din școli au fost desființate. Au trecut ca și săl de clasă. Da, 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 majoritatea au devenit foarte puține școli IT, că știu eu, nu știu, cabinete IT. Da. Sau pur și simplu, sală de clasă. Sau de clasă. Da, sau cu masa școlii a trebuit să aibă spații mai multe într-o singură locație și atunci cel mai ușor a fost să desfințăm. Din păcate, noi așa mergem cu desfințarea și scăpăm de probleme în loc să rezolvăm probleme. Revenind, chimie experimentală, avem gimnastică, avem tenis foto de masă, nu mai avem atelier foto. Mm-hmm. Avem cercul de sanitarii pricepuți, ecologie, creație literară, matematică aplicată în tehnica de calcul, handbal, da, cercurile au fost în timp reprofilate, probabil, da, probabil și din cauza personalului calificat. Da, da. Și câți profesori? Avem în momentul de față 10 profesori titulari. Cercurile noastre, activitățile noastre sunt într-un număr mai mare, dar mai avem... Gradul toți, cu o singură excepție, sunt profesori titulari cu gradul 1, profesori cu rezultate deosebite. Eu cred că am încercat și am mai ieșit așa. Nu am fost noi foarte vizibili în media, dar cred că totuși giurgiuvenii și-au făcut puțin... o impresie despre activitatea noastră, copii, despre rezultatele noastre. Da, copii, chiar vin, copii. Chiar vin, Puhoi, să știți. Nu? Am avut până astăzi, inclusiv, un club de vacanță. Am câteva mesaje de la ei pe grup, le citeam în drum spre dumneavoastră. Nu le-am citit pe toate, dar poate în cursul emisiunii o să citim câteva mesaje de ale lor. Cred că e momentul ok, până ne spune Florin, de ce e atât de important să existe Palatul Copiilor în, știu eu, capitalele de județ, pentru că acolo există. Sunt și, cel curaj, mai bine sunt cluburile cu elevilor. E foarte important, pentru că, exact cum spunea și Veronica, noi venim în completarea, în susținerea a ceea ce se face în școala obișnuită. Plus că avem unele lucruri mult mai noi pe care n-am ocazia să le cunoască, să le fac în școala formală. De asemenea, noi chiar avem o relație permanentă cu părinții, ceea ce școala nu prea face. Școala te cheamă la câte o ședință sau o ședință online cu părinții, spune că ai copilul prost și că se mișcă manga și mai știu ce. Noi suntem prieteni cu părinții. A fost un exemplu. Era băiatul în clasa 12 și avea o prietenă și părinții o plăceau pe acea fată, dar el vrea să se despartă de fata aceea și m-au sunat pe mine. Domnul profesor, hai că noastră vă înțelege altfel, adică bă. Și uite cum intervenim noi în viața unor copii. Copilul acum a terminat deja facultatea de litere. Anul ăsta pot să mă rog când a intrat o elevă și a mea și a soției, că a început lucrurile de păpuși, a intrat la Sibiu, la teatru. Deci avem rezultate foarte importante. N-avea de unde să facă ea teatru, vorbesc de Teodora, neavând această soluție a Palatului Copiilor. Da, da, da. Că școală nu da, se mai face. Și a și descoperit vocația. Da, și a zis, domnule, ăsta e drumul meu. Emoționant mesajul fostului elev da. Lui Florin. Da, Bogdan și Teodora a postat ceva și da. S-au viralizat deja. Spuneți-ne câteva mesaje. Unele sunt vocale, nu știu dacă poți, le putem asculta. Vocale, da? Le puteți traduce. Bun. Bună ziua, vă mulțumim pentru tot. Astea erau impresiile și referitor strict la clubul de vacanță, la activitățile pe care le-am desfășurat în această perioadă. Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut și abia aștept să ne revedem la toamnă. Vă mulțumim mult pentru interesul acordat, pentru interesul de care ați dat dovadă și pentru atenția acordată. Sperăm să ne putem bucura de club și de acum înainte. Vacanță frumoasă și să dea Dumnezeu să ne reîntâlnim la toamnă cu bine, spune Maria Velicu. Cosmin, vă mulțumim pentru efortul depus. Au fost niște experiențe unice și sper că le voi mai putea trăi și de acum înainte. Vacanță plăcută tuturor.
Iliana, vă mulțumesc mult pentru toate activitățile minunate pe care le-am făcut împreună cu dumneavoastră și sperăm din toamnă să ne revedem cu bine. Vacanță frumoasă tuturor. Sunt multe mesaje audio de la cei mai micuți. S-au exprimat mai ușor audio. Da, și astea sunt doar ultimele mesaje pe care le-am primit pe grup. Și tot ați vorbit dumneavoastră până acum. Din câte știu eu, dumneavoastră a fost profesor de chimie. Da. Nu? Profesor de chimie. Da. Sper să mai rămână. Și atunci vă întreb. Vi se pare că e un experiment ceea ce se întâmplă acum? Da, din păcate, da. Un experiment care va afecta multe generații de copii. Da, în primul rând. De la 1984, adică nu știu să de experiment. E o realitate și se poate verifica chestia asta. Și soția mea lucrează tot în patul copiilor, iar noi de Crăciun trebuie să-i programăm pe elevii care vin să ne colinde. Da. Nu știu cât profesori în învățământul formal se bucură de chestia asta. Și nu numai că vin elevii noștri, dar vin absolvenți, oameni care au terminat facultatea de 5-6 ani și vin pe la noi. Mai dau câte un telefon, mai întreb, ce mai faceți un profesor? Da, aveți o relație și o relație de prietenie între noi. Ceea ce cam rar se vede în învățământul. Haideți să plecăm ca să discutăm în continuare despre ce prevede această lege, dar să plecăm de la un comentariu pe care l-am văzut într-un articol, un comentariu al unor profesori sau al unui profesor vis-a-vis de acest proiect de lege. Din două una, dați-mi voie. Ori să se revizuiască, primesc, dar să nu se schimbe nimic, ori să nu se revizuiască, primesc, dar atunci să se schimbe pe aici, pe acolo și anume în punctele esențiale. Spun într-un mesaj transmis către edupedu.ro profesorii din cadrul Palatelor și Clubului Copiilor din țară. Cu alte cuvinte, continuă ei, palatele și cluburile copiilor din țară nu se desființează, dar de fapt, prin prisma noii legi a învățământului, riscă să piardă statutul de instituții de educație, adică exact scopul pentru care acestea există. Și haideți să disecăm puțin proiectul de lege. Ce prevede practic acest proiect de lege? Noi să l-ați citit, l-ați întors pe toate părțile, chiar și pe cam. Da, în primul rând, procesul ăsta de descentralizare, cum este numit, cuprinde, din punctul nostru de vedere, multe aspecte controversate. Și aș putea spune chiar cu potențial destructiv, așa cum s-au mai exprimat și alți colegi de-ai mei. Cluburile și palatele copiilor din țară, precum și CSS-urile, trebuie să treacă în subordinea primăriilor. Cluburile sportive școlare, da, sunt și ei în aceeași situație. Acum, vorbesc din punctul nostru de vedere. Palatul Copiilor Giurgiu mai are o filială care funcționează la Bolintin. Cum se va realiza acest lucru, nu știu, sau ce se va întâmpla cu filiala de la Bolintin, nu sunt precizări clare. Nu știm exact cum se vor întâmpla. Va deveni instituție de stătătoare a orașului Bolintin și atunci aparține... Dar nu are personalitate juridică filiala de acolo. Nu știm exact cum gândește... Și nu știm dacă primăriile au bani, mai ales că e un spor național în țara asta, toți primarii spun n-am bani. Am un prinsutic verbal de așa. Și atunci ce facem? Eu nu prea mă ascund după cuvinte, după cum știi. Părerea mea este că scopul principal se regăsește în patrimoniul acestor palatele copiilor. Aici mă refer la clădinii special sau terenurile aferente sau mi-a spunea cineva de la Sindic. Da, s-ar putea să fie un interes ascuns pentru asta? Nu mi-a spus deloc. Adică pe față. Nu mi-a spus deloc, nu, este foarte clar. Vor veni ONG-urile, îți vor spune, dacă tot nu mai funcționați voi acolo, ia să facem niște birouri în clădirea respectivă. Sau... Înțeleg că acum Palatul Copiilor din Giurgiu e într-un proces de reabilitare. Sincer, chiar ne teamă că nu vom mai primi fonduri pentru continuarea lucrărilor. Nu știm exact ce se va întâmpla. Aceasta e fapt să vedem și săptămâna viitoare. După ce revin din concediu, am vorbit cu doamna de la investiții, de la inspectoratul școlar, și doamna de la ministerul, să vedem ce... Da. În acest moment. Adică dacă lăsați lucrurile să decurgă de la sine, clar se ajunge la distrugerea instituțiilor de genul acesta. Și mă uitam
vorbeau niște profesori și scriau despre care vor fi efectele acestui proiect de lege dacă va deveni lege. Lipsa unul în ele era lipsa cadrelor didactice calificate din palatele și cluburile copiilor din România. Da, noi urmează să devenim funcționari. Nu funcționari publici, cum am înțeles unii în mod greșit, ci funcționari simpli. Funcționari simplu este... Nici nu știu acum, vin în cap foștii paznici, ulterior gardii în public și actualmente la poliția locală. Da. Ei sunt funcționari. Da, ești... Probabil referent sau consilier sau mai știu da, da, ce... Da. Bă, trebuie să mergi după organigrama primăriei în momentul ăla. Vorba unui realizat meu și acum cum o să vă spunem, domn funcționar sau domn profesor? Adică, oricum, faptul ăsta, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al juriștilor de la sindicatul nostru de la Spiriu Hareț și de la Federația Educației Naționale, este discriminatoriu. Încalcă efectiv Constituția. Sindicat, e bine că s-a dus vorba de sindicat care s-a implicat destul de târziu în toată tevatura asta. Nu s-a implicat destul de târziu. Ieri am avut o discuție cu vicepreședinta Federației Sindicale și s-a lucrat foarte mult. Au strâns, nu știu cât spunea, vreo 20 de juriști, avocați, care au lucrat la proiectul ăsta pentru că n-au vrut să-i dea rasol. Și probabil că au stat gel în apă rece ca să înțeleagă ce vrea, de fapt, ministerul, ca să nu zic domnul Câmpeanu, că iar își sunt de părere. Să nu greșiți prima literă, da. Da. Pe mine m-a amuzat altceva, adică m-am uitat că seara nu mă uit la anumite posturi de televiziune, la seara l-am văzut pe domnul ministru, de fapt, nevastă mă l-a văzut și mai cam și pe mine. Siguranța asta, eu dacă sunt de meserie regizor, mă uit și sub fața personajului. Da, și la... Să înțeleg de... Da, profunzimea da, din spatele frazelor. Da, discursul fizic, să zic așa. Da. Am presa că siguranța asta pe care a fișat este total falsă, pentru că altfel să mă ierte Dumnezeu, dar... Așa m-a amenințat cu moartea, adică n-am înțeles povestea asta în nicio formă. Da, am văzut și comentariul dumneavoastră, domnule Florin. Da. Domnule ministru Câmpeanu, sper că am scris corect consoanele, exact ce spuneam și eu mai înainte. Nu, să nu-i fi zis Câmpeanu. Spuneți pe șteau cine vă amenință cu moartea, nu de alta, dar peste vreo două luni, când voi lua prima gradație de merit, vreau să fac cinste la niște prieteni. Am văzut nebunia asta cu amenințările cu moartea, mi s-a părut mai mult decât hilar. Mai mult decât hilară ieșirea pe posturile de televiziune. Mai mult de atât. E amenințat cu moartea zilnic. Cu amănunte. Când și cum? Noaptea asta lumea pe telefon și trimite. Eu nu înțeleg, nu știu de telefonul noaptea, frate. Odihnește-te, adică lasă așa. Ai nevoie, nu? Da. Trebuie să gândești. Tot aseară m-a șocat o declarație a lui că a primit vreo 10.000 de amendamente de la profesori și părinți și așa mai departe și că îl bucură chestia asta, înseamnă că proiectul lui e foarte bun. Că dacă îl aplaudau, atunci erau să ne întrebați. Băi, tu mai invers. Jim, mie dacă spun doi oameni, băi, ești cam bad, dacă mă duc și mă culc. Du-te și te culcă-ți, clar. Dacă zic 10.000 de oameni, bă, nene, ai grijă că ceva pute acolo, adică am urât în șobor, îmi scoate-l de acolo, că nu-i bine. Dar ai văzut că sindicatele au trimis peste 500 de amendamente. Doar sindicatul. Da. Spiru Haret. Numai pentru noi sunt rău. Nici nu mai știu. Deci numai pentru parate sunt rău. Nu mai știu câte. Nici n-am mai numărat. Da. Un grămador. Da, un alt efect al acestei legi, imposibilitatea copiilor de a lua contact cu discipline care nu au cum să se regăsească în oferta educațională a învățământului formal. Exact ce vorbim. Da. Sunt cercuri în țară de modelism, de exemplu. Da. Sunt cercuri de karting. Am înțeles că... Văzut cercuri de robotică da, care da. Au luat premii internaționale. Național, da. Din București, adică... De-aia e că și noi ne dorim să ne diversificăm oferta. Da. Am tăiat puțin elanul, ne-au tăiat taribile articolele astea din proiectul de lege. Sperăm însă că vă rămâne doar la stadiu de proiect. Iarăși un efect destul de rău, ca să spun așa, presiunea financiară suplimentară pentru părinții nevoiți să acceseze servicii educaționale plătite
cu scopul de a cultiva resursele, talent ale copiilor sau de a le asigura o bună pregătire a drumului pentru carierele pe care le vor îmbrățișa. Și acum revenim de pe avor, moment. Cine crezi tu că are aceste... Interese, până la urmă. Interese. Interese, clar. Ai voie la trei mii, să le spui în ordine. ONG-uri. Da. Clar, fără discuție. Aici e vorba de bani. Bine, dar e revoltător faptul că avem atâția specialiști în psihopedagogie în România, chiar specialiști, nu așa cum numește domnul ministru, care nu au fost consultați. Nu poți să faci o lege a educației cu oameni care nu au pregătirea necesară. Da. Mai e cu un efect negativ, ca să spun așa, încurajarea practicii meditațiilor fără asumarea responsabilității fiscale. Da. Poți să-ți cumperi o casă, poți să-ți cumperi două. Da, dacă nu dai meditații, poți să iei ghinion, nu? Da. Maxim 6, domnule. Maxim 6, da. Mai e de factorul de socializare și de comunicare ale copiilor prin diminuarea contactului cu alți elevi pasionați de aceleași domenii, e foarte important. Evident e, că e da. Un efect, da. Noi aveam concursul național de gimnă, aveam până în urmă cu câțiva ani. Eu vorbesc de mine, în cazul ăsta, mergeam cam la 6-7 concursuri pe an, concursuri naționale, unde elevii mei se întâlneau cu alte trupe de teatru. Da, și socializau și exact. Vorbeau aceeași limbă și... Și stăteam seara până la 12 noaptea la povești, în căminile în care ne cazau și așa mai departe, era altceva. Acum nu mai sunt, mai rămas un singur festival național, la Sighișoara, un festival medieval, deci cu temă strictă, deci dacă n-ai acest ceva în repertoriu, nu te bagi. Și acela e cu cântec, dar nu vreau să intru în detalii. În rest s-a tăiat la Iași, era un festival extraordinar. La Craiova era un festival extraordinar, la Victoria, lângă Brașov, la Brașov era, la Arad, erau foarte multe. Și uite, acolo se strângeau oamenii, ba din Moldova, ba din Iregat, ba din Bardeala, adică și ne strângeam. Și noi profesori vorbeam între noi, bă, tu ce mai faci, cum mai faci? Adică, da, schimb de impresii, schimb de experiență. Este foarte important. foarte important în domeniul nostru este foarte important, da. Reducerea capacității elevilor, copiilor, de a gândi în moduri multi și pluridisciplinare. Adică nu se pare că e un scop în sine? Știi când te celălalt trupei, nu știu cum se cheamă trupa, țara te vrea prost? Sarmalele reci. Ca așa. Da? Da. Grav. Mai e șubrezirea nivelului de cultură generală, destul de precar deja. Care este o consecință clară, pot să dau un scris de chestia asta, zile, a abandonului școlar. Tot se referă dânsi la... reducerea abandonului școlar, e bine, pentru chestia asta îl vor amplifica. Dau un scris, dacă nu e așa, peste 5 ani ne vedem aici și dai două bani. Bine, nivelul de cultură generală oricum e foarte la cote minime. Păi acum, ce înțelegi tu că, din faptul că vrea să scoată de la bacalaureat limba și literatura română, ce înțelegi până chestia asta? Că nu mai înțeleg nimic. Asta în situația în care testele PISA au relevat faptul că România este cel mai prost din Uniunea Europeană în acest moment, 42% analfabet funcțional, ceea ce e grav. Adică ar trebui însemnă și de ani de zile asta. Și ar trebui să fi fost un semnal de alarmă pentru România educată, pentru... Nu știu. Adică... Un copil, după ce trece 14 ani de școală, citește și nu înțelege ce citește? Păi sunt mulți adulți care nu fac chestia asta. Sunt vorbesc de generația tânără. Am avut la un moment dat un elev, mi-a părut rău pentru el, dar n-am avut ce să-i fac. Era clasa a 5-a, la unul din școlile din Giurgiu, și nu știa să scrie și să citească. Că l-am pus să-și facă fișa de scriere. Și a zis, o scrieți dumneavoastră? Mă zic, pe ceva la mână, săracușe, fiul, mână, dar scrie, mă, tu. Că e mai simplu așa. Păi de-alea nu știu să scriu. Și acum zic, ce lăsești? Așa. E grav. E foarte grav și astfel de instituții, ca să le spun așa, de învățământ non-formal, ar trebui să se multiplice la noi în țară în situația asta, nu să le închidem. Sau mai ales să... că la noi copiii vin de drag. Nu vin că trebuie să ducă la școală, că altfel nu mai primesc alocație. Ei vin cu dragoste la ce fac la noi. Scuze-mă, Florin, fără
de lipsă de modestie, fără să fiu acuzată de lipsă de modestie. Am avut cazuri, chiar acum de curând, de aia am în memorie, de copii care nu voiau să plece acasă. Au venit părinții, mă, dar ce le-ați făcut? Am o prietenă, ca să spun așa, că este și prietenă, care aduce fetița la noi la activități și într-o zi, urcând să-și ia copilul acasă, aveam un zâmbet, așa, ghiduș, știi ce s-a întâmplat, zice, știi la ce mă gândeam? Nu, dacă îmi spui, zice, nu știu ce le-ați făcut, sora, dar ați luat avans mult față de cei din privat, unde se duc cei care au posibilități materiale. Nu toată lumea poate să meargă. Am avut în cadrul clubului de vacanță... Probabil că au fost în noastră niște prieteni. Noi, niște prieteni. Privat? Plus mai multă deschidere decât în învățământul formal, unde sunt profesori mai scorțoși, probabil, mai... Nu, vă spuneam că la comandă am făcut trasee în copaci și împreună cu ei. Da, sunt prietenii noștri și învață de la noi și învățăm de la ei, să știți că am învățat lucruri de la ei. Pentru noi e un avantaj. Mi-e dragă atât de tare meseria asta, acum vorbesc din punctul meu de vedere și cred că toți colegii sunt în asentiment. Noi rămânem tineri veșnic. Deci nu vă e teamă că vă pierdeți serviciul atât de mult, nu. Cât pentru copiii ăștia care și-au pus multe speranțe și multă încredere. Serviciul, până la urmă, ne vom reorienta. Este societatea de așa natură. Suntem învățați să ne adaptăm sau cei care sunt inadaptați e problema lor. Spune asta că a fost profesor de chimie, puteți oricând, oricând să mergeți în învățământul formal. Unde exact, de acolo am venit. Deci, teoretic poate, dar nu sunt locuri, prietene. Da, dacă se duce pe undeva pe la țară să predai chimie, da. Pe nu știu unde. Eu cu teatru... La țară am venit, Florin, mă duc și la țară. Bine, nevoie, eu cu teatru însă n-am unde să mă duc. Sau, nu știu, cel care face karting-uri sau aeromodele sau... Unde? Florin, intri în domeniul afacerilor și ți deschizi o școală de teatru. Ca asta se vrea, acum totul să fie privat. Eventual să fac fie un ONG, ca să fie un mic ONG. Da, și... Încă un efect și e ultimul pe care vreau să-l comentăm, ocuparea rolurilor părăsite de o parte din cadrele didactice din instituții, de profesori sau de oameni care nu sunt pregătiți profesional, personal lipsit de calificare riguroasă. Poate pentru că dumneavoastră o să plecați, Florin, o să pleci, cel mai probabil... Eu ies la pensie peste 8 ani, stai niște adică, da. Nu e vreun. Da, în 8 ani poate nu se dă legea. Da. Știi ce se întâmplă? Da, e trist și aspectul ăsta. Adică, acum citeam într-un ziar, deci din Giurgiu, nu mai rețin exact, să mai te... Scriitorul. O profesoară, să-i spunem, da, pentru că așa zic copiii acolo la țară, de matematică am înțeles, a luat la titularizare sau la definitivat, nu mai știu exact, 2 și ceva, în măsura în care un punct s-a dat din oficiu. A fost dezastruos examenul de titularizare pe țară, pe Giurgiu a fost catastrofă. Acea femeie va primi în continuare titlul de profesor. Da. Surprinitor, într-adevăr, necarificat. Sunt oameni care ne învață nouă copii, care învață pe copii. Cum se spunea înainte, învață carte. Da, poate o șeptică, poate mănâncă să mănâncă mai... N-am nimic cu profesorii care sunt... dedicați meseriei, care știu despre ce e vorba, dar în momentul în care media termini ei titularizarea cu 5, cu 4, cu... mai ai pretenția să spui că tu ești dascăl, tu înveți copiii carte, cum spuneam? Păi te învăț un pușle ăsta de zbârnii. Nu știu unde să te ascund. Exact. Dacă îmi permiteți, un alt efect mi-a venit acum în minte, ar fi limitarea acestui elevilor din mediul rural la activitățile noastre. Pentru că dacă noi aparținem de primăria lui Giurgiu, nu va mai putea să vină cei de la Remuși, de la Frătești, de la... Noi am avut chiar colaborări, eu personal am avut colaborări cu școala Frătești. Nu puteau copiii să vină la activități, dar își doreau. Și atunci mergeam eu. Adică, soluții se găsesc. Da. Și colegii mei au avut un băiețel care venea de la Letca nou. Face o oră. Da. Făcea o oră, sunt îl aducea maică-sa. 60 de kilometri aproape până la Letca nou. Îl aducea maică-sa cu mașina, îl lăsa cât dura cursul, 2 ore, și venea și lua. O dată cu săptămână. Copilul ăla chiar vrea. Acum,
Chiar dacă da, vrea... Voi la Giurgiu s-ar putea să aveți, să aveți noroc, să nu vrea primăria să ia, să ia Palatul Copiilor, ba, că n-are bani. Dar va trebui. Uite, primăria, de exemplu, a tocmai a dat, sau urmează să dea bazinul didactic de not către Consiliul Județean. În general, la nivel național, primarii n-au fost întrebați, primăriile n-au fost consultate. Majoritatea da, și sunt... E o piatră de moară pentru fiecare. Împotriva acestei descentralizări, da. Dar dacă sunt foarte puține primării din țară care își doresc lucrul acesta. Este și, bănuim noi, și o scânteie de la care a pornit vâlvătaia asta cu proiectul de lege. Sunt câteva palate din țară cu patrimoniu generos. Da. Și acolo primăriile au tot interesul și alte funcții să pună mână pe patrimoniu. Chiar dacă nu ne vrea primăria, o fi obligat să ne ia și atunci din ce bani mai are pe acolo strângi pe cei mai rămân la protocolul de dimineață, vor cumpăra unul la cât mai mare așa. Și vor pune pe aucior, zic că pe frate n-a avut cu ce să vor. Și nu e vina primăriei. Și mai e ceva, mai e ceva, evident că nu. Mai e ceva, noi acum suntem în subordinea ministerului. Cei din minister ne trasează niște obiective, ne trasează pentru că sunt oameni de specialitate. În primărie n-am nimic cu misia de învățământ, Doamne ferește, s-ar putea să fie oameni foarte capabili. Super specializați, da. Dar nu am convingerea că ei vor putea să ne dea nouă niște mai itemuri sau cum se numesc astea. Da, da, da. Înțelegi? Neavând pregătirea necesară, adică... Specializarea. Mai ales că este un învățământ extrașcolar, care are niște particularități. Și aveți niște reguli după care vă ghidați, niște reguli clare, generale, după care vă ghidați. Care sunt numai ale noastre. Da, exact. Adică nu sunt în învățământul formal. Așa ca un exemplu, apropo că vorbim de prietenia copii, nevoastră faceți de păpuși și lucrați cu deștia mici, de la clasa 0 până la a 4-a, dintre a 5-a e preaiu. Ei nu-i spun doamna profesor, îi spun geo. Ea le-a spus, bă, și eu la fel la ei mei, în special cei mai mari. Stabilește o altă relație cu ei. Crede-mă că ne respectă mult mai mult decât dacă ne-ar spune domn profesor după aia când ne întoarcem cu spatele... Nu vreau să comentez. Da, da, da. Adică eu mă știu... Acum noi știm din școală, toți am fost elevi și știm că avea fiecare profesor avea câte o poreclă. Evident că da. Evident că da. Și nu din cele mai plăcute. Nu din cele mai plăcute, clar, fără discuție. Da, există și o petiție, am văzut la nivel național, s-a deschis și o petiție, da. www.petițieonline.com, stop descentralizării educației, palatele în educație, palatele cluburile copiilor și cluburile sportive școlare trebuie să aparțină Ministerului Educației. Aveți idei de semnături? Da, erau 27.000, dar nu mă înșel. La nivel de țară, câți... Câți profesori sunt angrenați în palatul copiilor, în cluburi? Sunt 42 de palate. Știu că vorbim la un moment dat cu cineva, dar nu țin minte exact. Deci la 42 de palate, noi dacă suntem 16, da, sunt palatele mari care au 30-40 de profesori. 29.129. 30.000. Acum tot e bine, e foarte bine. Atunci îți dai seama că de fapt... Au fost ceva probleme cu petiția. Cel care a conceput, ca să zic așa, n-a luat în calcul că nu toată lumea se descurcă atât de bine în mediul online. Și deși, da, îi semnează petiția, dacă nu accesează după aceea căsuța de e-mail, nu accesează linkul pe care primește căsuța de e-mail, nu se validează semnătura. Deci mulți au semnat, dar nu au fost validate semnăturile. A făcut cineva petiția și a complicat-o. Da, a complicat-o. Deja fusese lansată și a rămas. Pentru dumneavoastră e, până la urmă, sunteți un caz fericit. Sunteți profesor de chimie și dacă e să fie, la un moment dat găsiți un post de profesor de chimie. Ce ne facem cu un profesor de canto? Cu un profesor de dans modern? Sau de pian? Cu unul de pian? Cu profesor de actorie? Ce facem cu ei? Pentru că sunt mulți. Iar chiar și din punctul meu de vedere, a zis, pot să plec oricând în învățământul formal, dar eu de acolo am venit. Iar mie îmi place ceea ce fac aici și vreau să rămân aici pentru copiii care vin la Palatul Copiilor, vin doar copiii care sunt
interesați într-un anumit domeniu, sau deși mulți dintre ei vin să încerce anumite activități, dar le place, cei care se regăsesc în activitățile noastre rămân. Adică lucrez cu copii interesați strict de domeniul ăsta, ceea ce e un lucru extraordinar. Pe când în învățământul formal știm cu toții cât de tare a scăzut dezinteresul elevilor față de învățământ în general, nu de anumite discipline. Noi lucrăm cu grupe de câte 10 copii. Nu avem 30 de copii, cum sunt la primul clasă. Și poți lucra altfel, poți să iei individual la un moment dat. Păi noi lucrăm foarte mult individual. Dar noi ne mai și uităm în ochiul copilului. Adică îl cântărim pe fiecare către cât de sus poate să ajungă și în funcție de aia avem și pretențiile ierarhizate. Păi când la școală, da bă, ești de pe tablă, n-ai învățat, ești prost, stai jos, de ce ești la modal să mănânci, bă? Da, nu da patru. Da. La noi nu există note. Și chiar dacă ar exista faptul că îl vezi că e interesat și că se chin, poate nu toți poți joace teatru. Da, sigur. Sau nu toți poți să cânte la pian sau să cânte ca Pavarotti. Dar noi încurajăm. Da, având doar o grupă de 10 copii, îți dai seama imediat, mai repede decât în școală, de veleitățile copilului. Da, păi avem unde, timp. Și poți să-l îndrum la un moment dat, nu pe drumul pe care l-au ales părinții pentru el, că l-au adus la teatru. O să vezi că face un desen extraordinar. Și atunci zici, du-te să fii un desen. Dar au fost cazuri, sigur că da, foarte mult. Crede-mă că eu le spun, copii nu vă bucați de teatru, chiar dacă aveți talent. Veți deveni niște spectatori foarte buni, niște spectatori profesioniști, veți ști să nu vorbiți la telefon în sală, veți ști cum a muncit actorul ăla de pe scenă ca să vă arate vouă și cât a muncit ca să vă arate vouă o oră de spectacol sau două ore de spectacol. Dar nu, asta o meserie foarte periculoasă. Dacă nu ai nervii foarte tari, dacă nu ai o putere de muncă din asta animalică. E exact în politică. Dacă n-ai nervii tari, n-ai ce căuta în politică. Cum spunea Winston Churchill, dacă vrei să faci politică, să fii în stare, să înghiți în fiecare dimineață, pe burta goală, o broască răioasă, vie. Da. După o serie întreagă de, de baleiaje, ca să spun așa, sau de balet, figuri de balet, nu știu. Da. Până la urmă au hotărât că proiectul de lege, legea, dacă va trece, proiectul va intra în vigoare din 2023. Va mai încălzi puțin lucrul ăsta, nu? Adică, domnule, suntem în 2022 totuși, mai e un an până în 2023. Din septembrie 2023. Mă gândesc că sentimentul meu, presimțirea mea este că nu o să fie atât de mult balet, adică nu o să meargă în poante, ca să spunem, să mergem mai departe cu gluma. Păi a fost, aseară a fost în poante, a fost poanta cu amenințările. Da. Cred că vor renunța totuși de în clipa în care se va pune discuție în Parlament, pentru că sunt și niște jocuri politice la mijloc, sunt convins de chestia asta. Și nu știu dacă această coaliție va funcționa în continuare pe asemenea proiecte. Ați monstruoase. Încă nu. Ați luat legătura asta, voiam să vă întreb, cu parlamentarii de Giurgiu? Încă nu. Am stabilit cu... Poate că era inutil cu cei de la PSD, dar cu cei de la PNL chiar ar fi trebuit să luați, să vorbească cu ministrul. Am lor, până la urmă, să... Da. Nu știu, că știu că a fost și pe la Pro-România, a fost și pe la Dan Băiculescu. Și... E politică totuși. Așa, aulă, e meseria ușoară. Da, da. Nu, am stabilit cu sindicatele în felul următor. E posibil ca imediat după ce apare draftul final al proiectului, până să meargă în Parlament, să facem un mic protest. Să vor face discuții, probabil, dar va fi și un mic protest. Un mic protest însemnând puțin 10.000 de oameni. Pentru că deja... Mic protest înseamnă că îl faceți degeaba, dar dacă a spus 10.000, da. Nu. Dacă ai spus ghilimele, deci am văzut ghilimele mai târziu. Noi suntem 3.000 de profesori în sistem aproape și la mine deja s-au anunțat de 3 părinți. Și vreo 3 elevi. Și părinții, da. Puțin, într-adevăr, și da. Înțelegem că nu pot să meargă bine, unii nu pot protest, dar... Fizic, dar au zis, oricând ai nevoie de noi, că noi inițial ne gândeam să facem o chestie în fața prefecturii, adică să ne îmbrăcăm după cum ne vezi cu tricourile astea, pentru că suntem mândri de tricourile astea. Avem un uniform. Da. Și să ne băgăm în seama pe acolo. Nu știu dacă ne băgă cineva în seama, bine, poate voi veneți să luați imagini și mai știu. Noi vrem să luăm două vorbe, să... Dar, să înțeleagă că existăm totuși. Și faptul că existăm nu este întâmplător. Crede-mă că mă opresc oameni pe stradă, nu-i cunosc. Că am avut până acum
15-16 de când sunt profesor, o grămadă de părinți. Închipuiesc că noi avem pe an 90 de copii, avem 9 grupe de câte 10 copii. Nu poți să-mi ții minte toți părinții. A, păi nu știi cine sunt? Da, zic, îmi cer scuze, da. Eu sunt mama lui, știți că a fost acolo 5 ani la noastră. Știți, acum are și un copil, are și... Da. Da, bine, ești un optimist, dacă ai spus că, dacă tu crezi că protestul la 3.000 sau la 10.000 de oameni va fi băgat în seamă, au fost proteste mai mari și nu au fost băgați în seamă. Da, îți respect optimismul. Și aș vrea să iasă, să iasă așa. Deci am vorbit acum doar despre profesori din palate, dar crede-mă că sunt mulți profesori în sistemul formal care sunt la fel de exasperați, pentru că una dintre intențiile ministerului este să scoată acel examen de titularizare, care îți dă o siguranță, care îți dă un contract nedeterminat cu care poți te duci să-ți faci un împrumut la bancă, să-ți cumperi o casă sau, nu știu, să-ți overezi copilul în Austria, că nu toți ne permitem să ne trimitem rudele în Austria la operații. Sau să poți merge pe litoralul românesc. Sau așa, nu, aia, nu, nu, că deja asta e... Că nu toți ne permitem pe... Nu, 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 asta e e mărăsăneală, adică nu e... Dacă vrei să faci o aroganță, mergi pe litoralul românesc. Arăți cât ești de bogat. Și te duci la benzinărie și... Da? Da. Să-ți bai benzină, ne-a pus pe aia. Haideți să concluzionăm, o trebuie 45 de minute, să concluzionăm prima dată. Doamna, ce credeți, doamna Fișcu, doamna profesor, până la urmă, se va aplica sau nu, va deveni lege sau nu acest proiect? Îmi doresc să fiu optimist. Pentru copiii ăștia, sper că nu va deveni lege. Sper că oamenii din comisiile de educație vor conștientiza pericolul ascuns sau vizibil al acestui proiect. Sper că acești copii vor avea în continuare șanse la educație completă și șansa de a-și alege drumul în viață în funcție de aptitudinile pe care le au, în funcție de visurile lor, de dorințe și așa mai departe. Noi rămânem optimiști. Noi tot ce știm este că ne vom face datoria acum știm mai bine până la capăt. Asta le-am spus copiilor, asta le spunem părinților, care sunt, chiar sunt îngrijorați. Sincer să fiu, poate nu așteptam să aibă așa un mare impact asupra lor, dar chiar are. Primim mesaje, deci astăzi am primit, v-am spus, mesaje în drum spre dumneavoastră, pe care nici n-am apucat să le vizualizez pe toate, care mi-au dat așa o forță. Am spus mai devreme, nu sunt genul care să vorbească în public. Mie îmi place să fac, îmi place să lucrez cu copiii, dar ei mi-au dat putere. Deci mesajele astea, chiar, deși nu știau că vin la dumneavoastră, mesajele astea îmi dau puterea de a merge mai departe. Și eu zic că noi vom fi uniți și vom lupta până atât cât se poate pentru ca acest proiect să nu treacă. Da. Mulțumesc, Florin. Pentru binele domnilor lor și al țării este ea. Asta sună amenințare puțin. Da, da, da. Da, da, pentru că cu siguranță, dacă va trece acest proiect în forma lui actuală, se va lăsa cu multe procese. Inclusiv cu daune morale. Pentru că tu nu poți să-mi iei o meserie pe care... Noi toate aceste diplome pe care le avem pentru grade, pentru titularizare și așa mai departe, module psihopedagogice, pentru că noi am lucrat, adică am făcut aceste module ca să putem lucra copii. Pentru că un funcționar nu e obligat să facă modul. Și atunci dăm, Doamne ferește, de niște violatori din ăștia infantili. Nu poți să-mi iei aceste diplome pe care tot niște miniștri le-au semnat, pentru că sunt semnate de ministrul învățământului de la ora respectivă. N-ai cum să-mi iei chestia asta, prieten. E ca și cum te la un doctor și îi spune, băi, știi ceva, de mâine nu mai ești doctor. Păi de ce? Nu-mi place fața ta. Facem dispensar aici și nu mai facem spital. Și în dispensar nu e nevoie de doctor, că e o moașă. Dacă vreți să fii moșe comunal. Adică sunt niște aberații, crede-mă. Și s-au lăsat cu niște cheltuieli suplimentare și așa mai departe. Adică, dar, sigur, cred că puțin le pasă pentru că alții vor trebui să vină să descurce toată povestea, pentru că acum, dacă cred că ai auzit de dimineață, să luptă să ia lui Ion Iliescu acel certificat de revoluționar. Mă rog, diploma de revoluționar, 30, certificat. După 32 de ani. Bă, în 32 de ani nu s-a prins nimeni că adică n-a știut nimeni între 32 de ani că a fost la Timișoara și secretar general. Iar tot o știre de dimineață pe care aș vrea să o ridic în atenția celor de la minister, se pare că până pe 5 septembrie manualele nu vor fi gata, manualele școlare.
nu vor fi gata. Asta nu e o noutate. Deci copiii nu vor avea manuale. Păi asta ar trebui să fie problema lor. Da, 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 asta e problema. Da, s-a întâmplat în ultimii ani, așa s-a întâmplat. În ultimii, cel puțin 10 ani, așa s-a întâmplat. Nu mă întreba pe mine câți bani dau pentru manualele lui Fimiu la început de an. În acest învățământ gratuit. Învățământul gratuit, da. Dar e gratuit pentru copii, nu pentru părinți și pentru bunici. Adică, da. Se vehiculează ideea că această descentralizare, de fapt, desfințare, este și pentru a face o mai mare economie la buget. Ei, țin să vă spun că nu s-a investit în palate și cluburi. Toată activitatea este susținută de noi, din buzunarele noastre. Da. Am avut nevoie să ne mutăm sediul pentru când a început reabilitarea. Da, da. Nu putem să vă spunem cu ce eforturi financiare am făcut lucrul acesta. Din partea noastră, colegilor, noi am susținut de ani de zile și susținem atât cât se poate palatul. Deci nu. Da. Asta deci, nu este deci un, e valabil asta la nivel național, nu avem bani. Da, n-avem da, da, bani da, ăsta. Da, e nivel, la nivel credem național. Credem că noi ne-am cumpărat noi mochetă în vechiul sediu. Noi, băi, nu știu. Eu am cumpărat costume pentru copii. Sau dacă nu le-am cumpărat, m-am dus la călătoria asta de la teatru și am aruncat-o fost și mie, uite, o rochiță, așa, vin cu fata asta. Da. Evident că trebuia să plătesc ceva. Normal. Nevastă mea și-a cumpărat păpuși de la o tipă din Bistrița. Pentru și, că și nu sunt ieftine deloc. Păi nu sunt ieftine. Da, nu exact, sunt ieftine deloc păpușile, știi. Deci atunci, la ora aia, sunt ceva ani de atunci, cred că vreo 7-8 ani, au fost vreo 20 de milioane. Da. Acum cred că s-au triplat așa un pic ca valoare. Da, 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 a crescut benzina. Da. Sub prețul combustibilului. Vă mulțumesc pentru că a fost, discuția a fost foarte interesantă și vă mulțumesc că ați acceptat să... Noi mulțumim că ne dați ocazia să ne spunem părerea și... Mi se pare normal sper să dau ocazia, până la urmă, postul ăsta de televiziune, fie el și online, cum suntem noi, e o tribună pentru tot omul care are o durere și vrea să-și o spună. E o tribună și pentru autoritățile locale. Și la noi nu este o durere, este o revoltă, crede-mă, e mai mult decât o durere, o revoltă. E o nedreptate care ne se face fără ca noi să fim greșit cu nimic. Nu avem nicio reclamație de malpraxis, de nu știu, că am vorbit un urât unui copil sau mai știu eu ce, adică pur și simplu, ba din contră. Probabil că asta deranjează. Stați-vă puțin, prea mergă cucerea acolo. Ia mai dă-i, domnule, iertă-mă. Da, 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 de unde? Să ducă la școală, deja, să vadă dacă au batistă și... Deja e dubios. Deja e dubios. Cum să te duci cu plăcere undeva? Pentru că ne-ați dat ocazia să explicăm celor care încă n-au înțeles că, de fapt, descentralizare înseamnă desființare. Absolut. Și domnul ministru... Absolut, da. Nu vrea să recunoască lucrul acesta. O să, în loc să taie panglica, vor să lipească loc, acum pot să... Da, da, da. Da, încă o dată vă mulțumesc că ați acceptat, doamnelor și domnilor. Aici se încheie emisiunea. Noi ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare, miercuri, o emisiune cu... Se anunță contondentă cu domnul Marian Moroiu. Să vedem dacă va fi așa până la urmă, nu știu. Vă doresc weekend plăcut și aveți grijă de voi, e foarte cald afară. La revedere!